Care este povestea acestor costume? Cum au ajuns ele la Negru Vodă și care sunt părțile componente ale costumelor? Aceste costume sunt costume specifice Dobrogei de Sud. Deci, ca atare și regiunii noastre, Negru Vodă. Costumul de fată este compus, începem maramă, pertriță, care este un ornament care împodobește cocul fetei, vestă, ie, fote, brâu și poale. După cum se observă la fată, fotele din față sunt roșii, iar cele din spate albastre, care reprezintă marea. La fete, la băieți, avem vestă, care de asemenea este albastră, reprezintă culoarea mării, ie, brâu, pantalon și cizmă. Tocmai la mănăstirea Tismana au fost realizate. Da. Care-i povestea lor? Cum ați ajuns acolo sau cum au ajuns ele aici? Eu colaborez de foarte mulți ani cu doamna Prună Ștefania, este directoarea, managerul la ora actuală al atelierului care încă a mai rămas de la Tismana, care confecționează costume din toate zonele folclorice. Ce a constat programul de astăzi? Ce le-ați arătat oamenilor din Negru Vodă? Astăzi grupa mare a prezentat o suită specifică Dobrogei, după care am intrat puțin și în zonă. Deocamdată nu avem costume din zonă, dar le vom avea. Am mers în Ardeal, în zona Făgărașului, după care am mers în zona Moldovei, mai precis a Bucovinei, cu o suită de dans și după aceea am coborât din nou în sudul țării cu un dans de fete din zona Olteniei, zona Romanați. Ce se întâmplă astăzi în al șaselea an de proiect? Acest proiect este făcut pe fonduri europene. El a debutat în anul 2012. Așa cum vă spuneam și mai devreme, este a șasea ediție. Noi, cele patru primării partenere, și-au trimis astăzi ansamblurile care au evoluat pe scena din spatele nostru. Și am mai avut încă 6 ansambluri invitate și am atins aproape toate etniile din Dobrogea. Ne spuneați înainte că ați reușit să realizați pentru tinerii din ansamblu niște costume tradiționale deosebite. Da, un rând de echipament a fost achiziționat odată cu ce a fost accesat proiectul. Noi acum 2 ani, primăria Negru Vodă a mai achiziționat încă 12 perechi de costume. Costumele sunt cusute manual la mănăstirea Tismana. Sunt niște costume deosebite. Le puteți vedea pe artiștii noștri îmbrăcați cu ele. Toate aceste lucruri vă ajută, cu alte cuvinte, să popularizați, să duceți mai departe obiceiurile din zonă, să arătați oamenilor frumusețea dansurilor, a jocurilor de aici. Da, așa este. Doamna maestru coregraf Gina Nicolin se ocupă de ansamblul nostru. Ansamblul se cheamă Sânziene Dobrogene. Sunt un număr de 78 de copii care duc mai departe tradiția, dansul și portul popular din zona Negru Vodă. Evenimentul de astăzi va avea și o a doua parte și ne referim la o parte în care localnicii și nu numai și oamenii din prejurim vor vedea niște artiști, niște vedete chiar naționale. Ce le-ați pregătit pentru astăzi? Pentru astăzi, în afara spectacolului realizat de către ansamblurile care au fost astăzi invitate, mai este invitată doamna Mioara Velicu, Alex Velea și Jean de la Craiova. Acești artiști vin să completeze un spectacol de tradiții locale care ar putea înlocui cu succes o zi a orașului, de care, așa cum mărturiseați înainte, localnicii nu au avut parte în acest an, dar se bucură de toate aceste lucruri acum, la sfârșit de septembrie. Da, așa este. După un an de muncă, localnicii au venit astăzi alături de noi să petrecem împreună la acest frumos festival internațional de dansuri folclorice. M-am gândit și la tineri,
și l-am adus pe Alex Belea și la cei care iubesc folclorul am adus-o pe doamna Mioara Velicu și pentru ceilalți l-am adus pe Jean de la Craiova. Pe lângă toate acestea vedem, eu știu, bunătăți locale, am văzut distracții pentru cei mici. De ce se pot bucura cei care au venit astăzi aici? Avem produse tradiționale, toți copiii care au evoluat pe scena festivalului au primit din partea noastră produse tradiționale, au primit de asemenea ansamblu, coregrafii, au primit o plachetă să-și aducă aminte de ediția a 6-a festivalului și un cadou simbolic din partea primăriei. Ne spuneați la început că obligația din proiect era să duceți pentru cel puțin 5 ani acest proiect, l-ați dus pentru 6 ani, iată. Ce planuri aveți pe mai departe în acest sens? Noi nu vrem să ne oprim aici, într-adevăr așa este. Obligația noastră prin proiect era să organizăm festivalul pe o perioadă de minim 5 ani. Noi ne aflăm la a 6-a ediție, dar și pe viitor vom organiza pentru că oamenii sunt încântați de acest festival. Hai, Catrina! Ei, stânga 1! Și încă o dată și mai tare! Hai, Catrina! Jucai când erai fată, măi, măi! Ai stânga 1! Faptul că am venit la Negru Vodă, sunt foarte fericită pentru că fiind invitată de domnul primar, înseamnă că eu la vârsta mea mai am ceva de spus și că pot să cânt live în continuare și să bucur sufletele celor care au și necazuri și bucurii, pentru că românul totdeauna e obișnuit și la bucurii și la necaz să fie aproape unul de altul. Ce mesaj aveți pentru oamenii de aici din Negru Vodă? Eu de fiecare dată când sunt solicitat undeva și lumea mă iubește, înseamnă că sunt ceea ce sunt la ora actuală datorită publicului și datorită celor care mi-ascultă cântecele. Le urez să aibă multă sănătate, să dea Dumnezeu să fie pace și dacă o să fiu acolo sus, pentru că eu am anul ăsta fac 75 de ani, când o să mă ia Domnul, am să mă rog pentru toți românii să fie bine pe și pace pe pământ. V-a plăcut cel mai mult? Toate formațiile, dansuri, formații, toate alea. Știți că mai târziu o să vină Alex Velea, Mioara Velicu? Deja doamna Velicu a venit. Așteptați? Sunteți nerăbdători? Da, bineînțeles. Cum vi se pare ce face primăria? Faptul că a scos lumea aici, la marginea localității, pentru a vă prezenta un spectacol? L-am și votat ca să facă un lucru frumos. Și a făcut lucruri bune în localitate? A făcut, foarte. Foarte multe a făcut și bravo lui. Ce v-a plăcut din ce ați văzut până acum? Sau pe cine așteptați astăzi? Alex Velea, întrege, și Jean de la Craiova ne place întrege. Foarte bine, ne împărțim. Și băieții tot, cu băieții de aici, uitați de băieții de aici. Vă place ce face primăria aici? Spuneți-ne. Da, foarte bine, foarte bine, da. Și suntem mulțumim foarte bine de domn primar. Da, să-i dea Dumnezeu sănătate și în continuare sănătate, să ce a făcut până acum să facă în continuare. Cum vi se pare ce a pregătit primăria astăzi? Nemaipomenit. Da. E binevenit. Ați venit pentru un artist anume sau pentru copilași? Și pentru copii și pentru artiști. Da. Ce v-a plăcut până acum? Toți, da. Doamna, vă plac? Da, foarte mult. Eu am lucrat la primărie, am ieșit la pensie și vin cu drag în fiecare an aici. Și felicitări și domnului primar și Consiliului Local că merg mai departe cu acest proiect. Cum vi se pare ce se întâmplă? Super, super. Ce v-a plăcut cel mai mult? Mie mi-a plăcut tot.